Mercedes-Benz clasa S 2021 este aici. Nume de cod W223 al 7-lea clasa S este un model complet nou care încă o dată rescrie regulile jocului în acest segment. Față de generația precedentă, noul S-Class este mai lung, mai lat și mai înalt. Iar aici avem un model L, adică și mai lung, ceea ce înseamnă amplasament de 3,22 metri, lungime de aproape 5,3 metri și lățime aproape 2 metri. Noile forme ale caroseriei, stilizate în spiritul noului limbaj de design Mercedes-Benz, nu ascund aceste dimensiuni. De oriunde te uiți la noul S lung, vei spune: asta da limuzină mare. Dacă te uiți cu atenție, vei observa că avem de acum mânere, portiere retractabile. Ele ies în exteriorul mașinii atunci când o descui și sunt retrase automat când o încui. Desigur, au fost adoptate pentru spectacol, dar și pentru aerodinamică. Clasa S are un coeficient aerodinamic pur și simplu incredibil, de 0.22, valoare care îl face una dintre cele mai aerodinamice mașini de pe pământ. Designul îl iubești sau îl urăști, dar dacă nu îți plac cum au fost desenate stopurile, imediat ce se aprind aceste LED-uri tridimensionale de la interior, parcă nu mai vrei să comentezi atât de mult. Iar farurile? Ok, nu au cea mai Mercedes-Benz formă nici ele, dar ce vedeți aici sunt digital LED. Sunt opționale și pot funcționa ca proiectoare, deoarece fiecare far în parte este capabil de o rezoluție de 1 milion de pixeli. Atunci când legislația țării noastre o va permite, clasa S va putea proiecta pe drum, în fața mașinii, semne de circulație. Pentru că tot vorbim de LED-uri, pe noul clasa S îți poți comanda cel mai modern și spectaculos sistem de iluminare ambientală din istoria automobilului. O multitudine de benzi LED amplasate strategic de designerii Mercedes-Benz creează o ambianță incredibilă în clasa S. Ai zeci de nuanțe din care poți alege și sute de combinații între culori. Sistemul are cea mai mare intensitate disponibilă în industrie și are și funcționalitate practică. De exemplu, LED-urile iluminează albastru atunci când dai temperatura climatizării mai rece sau roșu atunci când faci mai cald în mașină. Desigur, LED-urile de pe portiere se vor înroși atunci când mașina detectează obiecte în punctul mort. LED-urile de iluminare ambientală nu sunt însă decât o mică parte a acestui interior pur și simplu fabulos. Avem un instrumentar de bord digital uriaș ce are camere care îți monitorizează fața. Se numește Display Combi 3D și chiar dacă nu vă putem demonstra asta pe video, vă spunem că prin intermediul camerelor care te filmează, poate afișa două imagini una peste alta pentru ca tu să percepi ce se vede pe el în 3D. Mai departe, în mijlocul bordului avem cel mai spectaculos MBUX, un OLED cu diagonală de 12,8 inci. Are over-the-air updates, ceea ce înseamnă că cele 52 de sisteme ale mașinii pot fi updatate fără fir. Are comenzi vocale avansate, memorie 320 de GB SSD, 16 GB de RAM. Sistemul îți poate recunoaște amprenta, vocea sau fața. Din el poți controla cel mai avansat sistem de camere video pe care l-ai văzut vreodată pe o mașină, pentru vizualizarea exteriorului. Scaune multicontur care au numai puțin de 19 motoare în fiecare, inclusiv difuzoare fără membrană, care se numesc exciters, construite să îți vibreze în ritmul muzicii corpul ca partea unui sistem audio cu specificații nemai întâlnite în lumea audio. Burmester 4D are 31 de incinte acustice, 1350 de W putere totală și costă 6400 de euro extra. Dacă asta vi se pare o opțională scumpă, vedeți că pachetul ce include cele mai luxoase locuri spate vreodată montate pe o limuzină de lux costă extra 33.000 de euro. De aceea, acest S500L Formatic Mild Hybrid de 435 de cai ajunge să coste peste 180.000 de euro cu TVA. Ca de obicei, leasing de încredere, așa cum trebuie, găsiți la partenerii noștri, care sunt, ca întotdeauna, la un click distanță. Cum se simt la condus 180.000 de euro? 435 de cai pe limuzina care a redefinit la fiecare generație ce înseamnă confortul? Hai să vedem!
Vreau să închid lucrurile care nu-mi plac. E încălzită tetiera. Asta este un lucru care îmi place. Te rog frumos, lasă-mă să termin cu ce nu-mi place. Deci am încălzită tetiera și cotierele și scaun. Bun. Nu-mi place că nu mai am butoane aproape deloc în mașina asta. Comenzile de pe volan tot cu touch sunt. Comenzile de pe consola centrală practic au dispărut și au fost integrate toate într-un display uriaș. Într-un display uriaș de mari dimensiuni, care se mișcă impecabil, da, care funcționează excelent și care are o grafică de secolul 22, ce 21. Dar nu mai am butoane. Bă, nu mai am butoane aproape. Nu, am un singur buton, am buton de avarii, care este old school. Dar în afară de ăsta, nu mai am niciun buton. Asta înseamnă că de fiecare dată când vreau să fac ceva cu mașina asta, care nu este suportat de o comandă vocală, eu trebuie să-mi iau ochii de pe drum și să-i pun pe aici pe display și să văd pe ce butoane apăs. Dă-mi și mie, te rog, mapa cu dotările, că n-ajung la ea. De ce n-ajungi la ea? Pentru că e lungă mașina asta? Da, suntem în S lung. În S lung? Da, vreau să spun că sunt 5 variante de locuri spate. Ia zi. Standard și încă 4. Ok. Și noi avem first class package. Dar vreau să spun altceva. Ia. Yeah. Mașina în care suntem, S500L, formatic, pleacă de la 104.000 plus TVA. Hai că nu e așa de rău. Da, nu e așa de rău. Dar mașina în care suntem noi ajunge la final după 5 pagini de dotări. Ok. Taci, bă, 5 pagini. Așa. 183.854 cu TVA. Opa. 1800 de euro. Așa. Costă astea. Opa. Măsuțe pentru laptop? Sau pentru snack? Unu. Păi zic eu de ce căută asta, mă, pentru că au suprafața asta. Care suprafață? Că fii atent ce se întâmplă. Fii atent că au plecat. Gata, nu mai pun mâna, mă uit la drum. Așa. Să știi că am un OCD. Ia, te rog. Stă pernița aia pe, pune-o ca... Așa. Păi da, dacă o pun mai sus, o să mă îmbie să îmi pun capul pe ea și să mă culc. La suspensia asta și la level 3 autonomous driving, asta-ți vine să faci. Apropo de chestia asta cu statul în spate, confortul aici pentru cel mai scump pachet pe care poți să ți-l iei pe S-ul lung, da, este regesc. Okay. Eu am 1.83, s-a mutat totul către față, s-a făcut pat, pot să stau cu picioarele întinse, înclinat, spațiu uriaș și te întrebi de ce să mai merg către Maybach, dar acolo mai avem 20 cm în plus, așa la caroserie, la ampatament. Din punct de vedere al omului de care ai vorbit tu, care stă în dreapta spate, S-ul ăsta nou este în continuare mașina care te tratează regești. Deci, aș merge aici zi de zi. Ai merge acolo zi de zi. E, acum, hai să spun eu, din perspectiva omului care stă în spate, își permite să își cumpere mașina asta, dar din când în când vrea să o și conducă. E Mercedes? Las? Tell Georgia to shut up. Messages are not activated on your phone. Din punct de vedere direcție, este un deliciu S500 formatic. Absolut delicios este. Dacă ai de făcut viraje, mașina se înscrie superb. Hey Mercedes, chiar dacă este lungă. How can I help? I'm bored. Okay, are you up for a challenge? Cancel. Cancel.
I bet you won't get all 10 questions right. Cancel! Dacă rulezi pe autostradă, direcția la fel. Este superbă pentru că, practic, nu trebuie să faci nimic. Este confortabilă, mai degrabă grea decât ușoară, dar extrem de precisă. Dacă te gândești la suspensie, atunci, practic, ești în Everestul suspensiilor confortabile. Da. Pur și simplu. Treci cu mașina peste denivelări, treci peste gropi. Cred că ai putea să mergi foarte ușor cu ea și pe macadam, pentru că ai putea să o ridici. Singurul sfat pe care aș putea să îl dau și, de fapt, singurul comentariu între ghilimele critică la configurarea acestei mașini este că eu nu i-aș fi pus jante pe 21, pentru că asta se simte în momentul în care treci peste denivelări. Simți că ai trecut peste ele doar pentru că ai jantele pe 21. Dacă ai fi mers cu jantele standard pe 19, cum vin pe mașina asta, sau hai să zicem maxim 20, sunt convins că nivelul de confort ar fi fost și mai mare decât este acum. Mai departe, din punct de vedere accelerației, mașina asta de la 0 la 100 accelerează în puțin peste 5 secunde. Ceea ce, Dumnezeule, e valoare de mașină sport, să fim serioși. Viteza maximă este 250 de km la oră, poți să o atingi lejer pe autostrăzi în Germania. Reprizele sunt foarte, foarte rapide. Dar, trebuie spus că undeva acolo a mai fost lăsat loc pentru niște reprize mai rapide, pentru că urmează și niște variante AMG. Și da, mașina asta are 2 tone și în momentul în care o să accelerezi cu ea peste 140 de km la oră, o să simți greutatea. Excuse me, please. 0-100 în 4-9. Oh. 4-9. Mulțumesc pentru că m-ai corectat. Greutatea mașinii se simte și în momentul în care tu vrei să faci slalom cu ea. Atenție! Mașina are 2 tone și tu o să simți greutatea asta dacă vrei să fii Nigel Mansell, sau mă rog, ăsta mai recent, Lewis Hamilton. Mai există încă un motiv pentru care prefer să stau la volan și nu pe locul din dreapta în această mașină, și anume head-up display. Head-up display. Am încălzire și răcire pentru pahare aici, George, ai văzut? Da. Știu. Ai văzut? Știu. Au aici, am pus telefonul să-l răcesc, că s-a încălzit, știi? Da. Bun. Head-up display-ul acestei mașini este... Cum să vă spun? Din punct de vedere luminozitate, perfect. Din punct de vedere design, super elegant. Iar din punct de vedere afișare informații, este... Cred că ceea ce experimentează am 7 prize piloții aici. În F-35. Eu dacă aș fi pilot de F-35, mi-ar plăcea să am lucrurile pe head-up display atât de bine afișate. Serios. Bun. Acestea, Doamne, fiind zise, Doamne, eu de pe locul din dreapta spate din W223 a 7-a generație de S500 Formatic L, mi-aș cumpăra mașina asta pentru a călători în ea aici. Mm-hmm.